situațiile extreme cer soluții extreme și ca să impulsioneze vaccinarea, un bordel de la marginea Vienei face vaccinări la sediu. Oferă și recompensă celor care se vaccinează. Vouchere de 40 de euro ca să intre domnii la doamne. Tichetele sunt pentru spa, dar domnii pot să plătească suplimentar, spuneam și o partidă de amor. 31 de bărbați s-au vaccinat în prima zi de promoție. Patronul bordelului își asigură clienții că le oferă ce e mai bun. Spune așa, rămânem fidel lui Pfizer, avem Viagra de ani de zile și nimeni nu a întrebat despre posibile efecte secundare ale pilulei. Efectele secundare bizare au însă americanii din orașul Oroville, California, dar nu la vaccin, ci la restricții. Ca să scape de interdicții, primarul a declarat localitatea Republică Constituțională, adică fiecare localnic ia propriile decizii ca să se protejeze de contaminare. Deși rezoluția votată de consilier este simbolică și nu dă dreptul la ignorarea legilor, ea a fost primită cu aplauze. I am for this because I believe that people should be able to make their own choice. That's what our constitution is allowing us to do. I respect everybody's beliefs. If you want to wear a mask, that's fine. But I do stand up for the Republic and for which we stand. And we should be able to make our own choice. Restul lumii nu recurge la subterfugii, ci trece la proteste față de vaccinarea obligatorie și de certificatul verde. Proteste nu au fost doar la noi, zeci de mii de oameni au ieșit pe străzi în Elveția, Marea Britanie, Germania, Australia, dar și Canada. În Franța a fost al 17-lea weekend cu demonstrații de amploare în marile orașe. La Paris, spiritele s-au încins, iar polițiștii au tras cu gaze lacrimogene ca să potolească protestatarii.